Această femeie din județul Iași a născut 8 copii, doar unul a rămas în grija ei. Eu mă casabă fericire, să aibă tot și trebuie. Familia este prizonieră într-o sărăcie fără de sfârșit. Din cauza bătăilor primite de la tatăl alcoolic, ceilalți 7 minori cu vârste între 4 și 17 ani au fost luați de stat. Când m-a sărit la bătaie, cum se crește singură? Dacă el vine, nu mă bat de unii bani. Trebuia să mă muncesc cu ziua eu. Greu, dar e greu ne-a fost. E un trai mai bun pentru ei acolo decât acasă? Luau mâncare, au ce le trebuie. Nu mai stau fugari, nu mai stau bătuți. Odată cu debutul epidemiei de coronavirus în România, minorii au devenit mai expuși la violențe, abuzuri și neglijență, arată datele Direcțiilor pentru Protecția Copiilor. Era clar că vom resimți efectele pandemiei. Adulții atunci când au ei înșiși sentimente de nesiguranță cu privire la viitor și răsfrâng agresivitatea apărută inerent asupra copiilor. E nevoie doar de o singură privire în rapoartele oficiale pentru a înțelege dimensiunea tristului fenomen. Doar în județul Iași au fost abandonați în primele 6 luni ale anului 166 de minori, cu 16% mai mulți față de aceeași perioadă a lui 2019. Oricât de greu pare de crezut, sunt cazuri în care statul a preluat și 10 copii din aceeași familie. Din comuna Belcești, potrivit Direcției Județene pentru Protecția Copilului, 72 de minori au ajuns în centre în numai 2 luni. S-a dublat și numărul abuzurilor. La capitolul abuzuri de orice fel, eu știu, sexual, emoțional, neglijare, în 2019 am avut 177 de cazuri, iar anul acesta s-a dublat, avem aproape 308. COVID-ul a afectat veniturile celor de la țară, care munceau ca zilieri, și așa au ajuns mai mulți copii în sistem. În Bistrița Năsăud, unde anul trecut 45 de minori au trecut sub tutela statului, sunt 41 de copii abandonați doar în prima parte a lui 2020. Avem copii pe care i-am luat în plasament și din spital, adică părăsiți de către părinților în spital, dar și copii care nu aveau cine să-i supravegheze acasă. Eu știu, părinții plecau în străinătate. În câteva zile, în centrele din Bistrița vor ajunge alți 3 minori, dintre care 2 nou-născuți prematuri.